Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara, Cove! Bine v-am găsit la ediția Best of Flash Monday! Bună seara, Alexandra! Bună seara, bunii mei! Într-adevăr, o ediție Best of în care vom revedea cele mai bune momente, cele mai bune știri, cele mai tari subiecte din showbiz, nu? Exact, tot ce exact s-a mai întâmplat în această săptămână și nu numai. Hai să le vedem! Roxana Marcu a avut parte de un eșec amuzant în amor. A ieșit la masă cu un domn pe care și l-ar fi făcut iubit, dar a fugit mâncând pământul. Ce s-a întâmplat acolo mai exact, aflați imediat la Flash Monday. Cătălin Botezatu renunță la onorariu și oferă consultanță gratuită mireselor aici la Flash Monday. Ce nu suportă și ce recomandări are, aflați în această seară. Zoe Kravitz și-a făcut tatăl de râs la un eveniment demn de trecut istorie, chiar la dezvelirea stelei pe Alea Celebrităților. Ce a spus Zoe, aflați la Flash Monday. Singurătatea nu e bună deloc. Orice om are nevoie de cineva alături. Mai schimbi o vorbă, mai o mângâiere, da, mai o porție bună de râs la un film, o ieșire în oraș, mai alte lucruri despre care nu putem nu, spune. Nu, chiar acum să nu spunem acum că s-au înțeles. Dar decât așa, mai bine deloc. A simțit-o Roxana Marcu pe propria-i piele. A pus Roxana ochii pe un domn bine, a făcut ce n-a făcut și au ajuns împreună la restaurant. A fost testul suprem. A plecat cum a venit, ba chiar cu pas grăbit. Uite că a făcut și rimă. Ce s-a fi întâmplat, oare? Hai că aflăm acum. Roxana Marcu a părăsit România în urmă cu niște ani și s-a mai oprit tocmai la Dubai. Îi merge de minune, este agent imobiliar, e prima care vede casele de lux de vânzare, face tranzacții de milioane, îi merge din calea afară de bine, dar ceva tot lipsește. Un domn care să-i fie alături, cu care să împartă viața cu bune și cu rele. Într-un final, părea că l-a găsit. Am ieșit și eu cu un domn la masă. Am zis să încerc să nu mai fiu singură din acest punct de vedere și să fac și o relație. Cu un domn foarte drăguț de altfel, care chiar plăcea de ceva timp. Startul a fost minunat. Domnul bine promitea să fie ceea ce Roxana căuta deja de ceva vreme. Super galant. Mi-a tras scaunul frumos, m-am așezat. Deci n-aveam ce să reproșez. Super deștept, am stat, am vorbit despre fel și fel de subiecte, m-a impresionat maxim. Dar, căci era prea frumos să fie adevărat, a existat și un mare dar. Eu mă uit pe meniu frumos și spun, aș mânca ceva ușor, așa, de seară. Creveți, mi-am niște creveți la grătar. Și ca, ok, spune ospătarului, creveți pentru doamna. Bun, și pe urmă zic, stai puțin, creveți și... Aș mânca și o salată. Se uită la mine. Mănânc și salată pe lângă creveți. Nu jur, Paula, exact așa a fost. Mănânc și salată pe lângă creveți. Zic că adică, păi, o salată merg creveții. Oh, but you are hungry. Chiar ți-e foame. Eu m-am uitat la el, zic că fără un tip inteligent, așa zic, omul cred că vrea să fie simpatic, hai să nu sar la gâtul lui. Poate chiar a făcut o glumă. Zic, da, nu e mult, să știi că de obicei mănânc mult mai mult, dar nu e o problemă, zic, fac eu cinste dacă îți stumaci, știi? De era glumă, era perfect, mai primea un punct în sufletul Roxanei, însă... Zic, hai să mă calmez, că de aceea sunt singură, pentru că sunt prea sensibilă și nu reacționez cum trebuie în anumite situații. Bun, mergem mai departe, trecem peste acest moment și vine ospătarul, ne aduce mâncărica, totul perfect. El și-a luat un somon tartar. Și mă uit la somonul ăla, salivam. Mă uit așa la el și spun, vrei de la mine niște creveți? Mă gândeam că poate îmi dă și mie de la el, deci sincer mi-era poftă să iau de la el din somonul tartar. Zic, vrei creveți? Creveți? Nu, mulțumesc, nu, că mie îmi place somon tartar. Ah, ok.
Vrei să mă întrebi și pe mine dacă vreau și pe la tine puțin somon tartar? Vrei să cuști? Da! Și iau frumos așa furturița și o umplu, adică n-am luat puțin doar să gust. Mi-am dat seama că e bun și am luat mai mult. Și mă întreabă, nu știu dacă vorbea serios sau m-a încercat doar, ce vrei cumva și tu să-ți iei o porție? Zic, stai puțin, te-a deranjat că am gustat de la, dacă te-a deranjat, nicio problemă. Da, vreau o porție! Și atât a trebuit. Domnul drăguț și-a tăiat craca de sub picioare, iar Roxana a lăsat deoparte partea ei galantă și speranța de a începe un drum în doi. De cealaltă parte, stimabilul domn, oripilat. Poți să mănânci și o porție de În acel moment am zis, spune și mie, te rog, tu ai fost vreodată împreună cu cineva sau, nu știu, ai avut familie? Da, am avut 5 neveste. Păi de-aia! Așa se explică, mai băiatule, 5 neveste, Le-ai lăsat nemâncate pe toate. Și uite așa, relație nu, dar foame da. Nu e problemă, Dubaiul e mare. Roxana deschisă pentru o nouă relație. Dar aviz domnilor, nu lăsați doamna nemâncată. Silo, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, nu mai vrea să aibă nicio legătură cu tatăl ei. A depus actele prin care spune că vrea să renunțe la numele lui. Toată povestea imediat aici la Flash Monday. Știi unde merg eu în concediu vara asta? Unde, ia? Uimește-mă! Uite, fii atent că te uimesc. Acum fii atentă la două nunți. Am primit invitațiile, am analizat situația și am zis, ia uite ce frumos voi petrece eu în Turcia vara asta. Oh, Doamne, chiar așa de grav? Da, da, e foarte grav. O, păi fii atent. Ia. Te învăț eu ceva. Te fac designer cu acte. Ia, ce anume? Ah, da, știu ce vrei să zici. Cătălin Botezatu le-a pus mireselor gând rău. Nu mai poate cu crinolinele, cu materialele proaste, cu lipsa de gust, cu nimic. Așa că, pro bono, da, fără să ceară nimic în schimb, le dă sfaturi celor care sunt gata să pășească la altar. Dacă ești atent, vei ști dacă miresele tale l-au ascultat sau nu. Ia să urmăresc. Cătălin Botezatu a îmbrăcat 10.000 de femei, iar multe dintre ele s-au lăsat pe mâna lui și când a venit vorba de cea mai importantă zi din viața lor. Au închis ochii și l-au lăsat să-și facă magia. Au strălucit în rochii superbe, au stârnit admirație și aplauze. Tocmai de aceea, designerul le vrea frumoase pe toate domnițele care sunt gata să facă pasul cel mare. Pe lângă pe cele pe care le-a îmbrăcat și accesorizat, Cătălin Botezatu a văzut și mai multe mirese. Nu odată i s-au strepezit dinții când le-a văzut rochiile, așa că gata. Nu mai ține pentru el secretele și le îndrumă pe toate spre o apariție fabuloasă. Eu recomand tot timpul mireselor să nu mai cumpere rochii din alea tip crinoline, că nu se mai poartă. Eu am văzut că și cele plinuțe insistă pe ideea de crinoline, ceea ce este out of fashion de mult. Chiar dacă ai forme, înțeleg, dar nu trebuie neapărat să te încorsetezi cu partea de sus în corsetul din ala care se spună sânii pe undeva peste buze, care și alea sunt mărite și apoi varza, butelia, butelia cu husă. Nu se mai poartă asta. Designerul îndeamnă viitoarele mirese să dea frâul liber imaginației, să viseze, să creeze, să iasă din tipare și să fie unice în felul lor. S-a săturat de kitsch. Faceți-vă lucruri îndrăznețe, faceți-vă lucruri care să fie cu tăietură. Tăietura aceea care ascunde anumite forme mai mari, unde corpul vă permite categoric faceți rochii mulate apropiate de linia corpului, cu trene, cu cloșuri ample, dar renunțați la verzele astea, că mă sinucid eu și renunțați la turcizme. Nici târgurile de nunți nu sunt pe placul lui deloc. Ba din contră, nu ar îndemna pe nimeni să-și cumpere o rochie gata croită, pentru că o asemenea piesă vestimentară trebuie să fie unică, să aducă plus valoare și să ia ochii tuturor. Nu vă bucurați că mergeți la un târg de nunți și acolo găsiți o rochie cu 200 de euro, pentru că 200 de euro dai, 200 de euro face. Iar cei care vă vin la nuntă și vă sunt cunoscuți o să zică, bă, a făcut o nuntă frumoasă. Poate au băgat o sumă mare de bani în această nuntă, dar nu a fost în stare să-și ia o rochie. Nu neapărat de la botezatul, o rochie făcută pe comandă. O rochie made to major făcută pe comandă înseamnă adevăratul fashion, adevăratul haute couture, made to major sau bespoke, atât la bărbați cât și la femei. Brad Pitt
Pit a ajuns într-o cumpănă dificilă. Fica sa, Silo, se dezice cu totul de el. Da, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, Silo a depus actele prin care cere să nu o mai cheme Pit. Vrea să renunțe cu totul la numele tatălui și să-l scoată definitiv din viața ei. Pare un război dur în familia lor și toate problemele au început în 2016 când Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns la divorț. Mă, și eu le-am zis, mă, nu-i momentul, aveți grijă că ăștia mici... Da, dificil, da, dificil. Dificil. Brad Pitt a primit acum o lovitură extrem de dură. Al treilea copil al său cu Angelina Jolie, Shiloh, îl reneagă total. Exact în ziua în care a împlinit 18 ani, a mers glonț la autorități și le-a cerut să-i șteargă numele Pitt din toate documentele. Shiloh vrea de acum ca numele ei de familie să fie doar Jolie, iar de Pitt să nici nu mai audă, potrivit TMZ. Este un lucru de notorietate faptul că relațiile în familia lor au fost cât se poate de tensionate după divorțul actorilor. Angie și Brad au ajuns în instanță pentru copii, pentru avere, iar multe procese sunt pe rol și astăzi. Până în momentul de față, cererea lui Shiloh nu a fost aprobată, însă conform presei de peste ocean, ar fi doar o chestiune de timp. Se pare că niciunul dintre copiii fostului cuplu nu mai folosește numele tatălui. Vivian, spre exemplu, în vârstă de doar 15 ani, a renunțat la numele lui chiar pe un afiș pentru un musical de pe Broadway, produs de Angelina Jolie. Cum era de așteptat, Brad Pitt a aflat că fiica lui dorește să scape de numele său de familie, iar vestea l-a întristat peste măsură. Apropiații ai actorului au declarat pentru revista People că este cât se poate de supărat. Știe despre asta și este supărat că Shiloh a renunțat la numele lui de familie. El nu a simțit niciodată mai multă bucurie decât atunci când s-a născut ea. Întotdeauna și-a dorit o fiică. După ce copiii lui s-au îndepărtat de el, acest gând nu este ușor de suportat pentru Brad. Își iubește copiii și îi este dor de ei. Este foarte trist. Shiloh este unul dintre cei trei copii biologici ai lui Brad și Angelina. Ei mai au alți trei copii adoptați, dintre ei și Zahara Jolie, în vârstă de 19 ani, care ar vrea să renunțe la numele de familie Pitt, iar Maddox nu-l mai folosește deja de ani de zile. Mandinga, împreună cu Elena Gheorghe, forțează vara lansând Așa cum ești tu, o piesă care are absolut toate ingredientele pentru a deveni hitul sezonului. Exact. De multă vreme era așteptată o nouă colaborare între ei și iată că a sosit momentul. Internetul este plin, dansul Elenei a ajuns viral și toată lumea fredonează Așa cum ești tu. Da, cum sunt eu, știu. E molipsitoare, te face să te ridici de pe scaun, iar Elena o cântă non-stop. Și nu doar atât, coreografia o exersează pe unde apucă. Avea de multă vreme în minte ideea de a face încă o piesă cu trupa Mandinga, iar acum, în sfârșit, a venit momentul. Și-a pus tot sufletul în versuri și își dorește foarte mult să o asculte cât mai multă lume. Noul single îl cânt alături de Mandinga. Încă din pandemie, când mi-am pus gândurile în ordine și am creionat ce mi-aș dori să fac, una dintre dorințe a fost o nouă colaborare cu Mandinga. Și iată că anul acesta, când pregăteam noul album, Pop, am zis că e momentul. Nu le-am spus nimic până când piesa n-a fost gata. A fost emoționant tot parcursul. Când trecutul întâlnește prezentul, se naște ceva frumos, ceva ce nu are nevoie de prea multe cuvinte. Așa cum ești tu, este despre iubire, despre prietenie și bucuria de a dansa. Iar cei de la Mandinga au spus da imediat. Nici nu au stat pe gânduri când au primit propunerea Elenei de a lansa o nouă piesă împreună.
Nu mi-aduc aminte exact, dar nu cred că există un draft când Elena a propus o piesă împreună și noi am zis da, bineînțeles că da. Cred că și dacă ne găseam un backstage la un concert și propunea ad hoc să facem ceva, rezultatul era fix același. Până la urmă este vorba de muzică și plăcerea de a face lucruri care ne definesc. Iar așa cum ești tu, cu siguranță înseamnă Elena în egală măsură cât înseamnă Mandinga. De-a lungul timpului au existat cereri peste cereri. Fanii își doreau tare mult să-i mai vadă împreună. De foarte multe ori în concerte sau la petreceri sau de fiecare dată când ne găseam cu oamenii apărea întrebarea: dar o piesă cu Elena când veți face? Și sunt absolut convins că și pe Elena o întrebau. Eu zic că lucrurile aveau nevoie de un firesc pentru a se întâmpla. Am un feeling că nu va fi singura colaborare, dar sper să ne mobilizăm cumva și să nu ne mai luăm cu una cu alta și să treacă 10 de ani până la următoarea. E, dar criticile n-au întârziat să apară. Drăguță, ce să spun, dar totuși nu mai ai 17 ani. Prea multă coreografie, mai natural dacă se poate. Altceva nu mai știi să faci? Elena Gheorghe știe prea bine că nu poți mulțumi chiar pe toată lumea, așa că le recomandă să mai asculte piesa încă o dată. Efectul ei va fi molipsitor. Zoe Kravitz și-a făcut tatăl de râs la un eveniment demn de trecut în istorie, chiar la dezvelirea stelei pe Alea Celebrităților. Ce a spus Zoe, aflați imediat după publicitate. Revenim! Lenny Kravitz a ales cu o stea pe Alea Celebrităților, iar momentul a fost unul cu mare fast. Și fiica lui a fost prezentă, ba chiar a ținut un discurs. Adorabil, aș putea spune. Un rost dureros pe alocuri, dar haios per total. Și unde mai pui că acum, când toate reflectoarele sunt pe artist, a găsit și el de cuvință să anunțe că este în căutarea marii iubiri. Ah, oh, ce frumos! Da, da, ați auzit bine. Vrea dragoste. Da, vrea și el. Zoe Kravitz îi seamănă leit tatălui ei, Lenny Kravitz. E frumoasă de pică, îl are pe acel vinoncoa și niciodată nu se sfiește să spună exact ceea ce gândește. N-a făcut rabat de la vorbe nici la marele eveniment din viața tatălui ei. La dezvelirea stelei de pe Walk of Fame a ținut neapărat să țină un discurs. I've had the pleasure of knowing you for a long time. And I must say, being your daughter has been one of the great adventures of my life. Since you were so young when I was born, in many ways, we've grown up together. We've been through a lot. We've seen a lot. I've seen a lot. I've seen you change in the most beautiful ways. I've seen the way you stay the same in the most important ways. I've seen the way you show up and take care of the people you love. I've seen your incredible dedication to your art, but mostly I've seen through your shirts. A clarificat repede întreaga situație, că doar vorbim despre nimeni altul decât Lenny Kravitz. According to my dad, if it doesn't expose your nipples, it's not a shirt. Acum pare distractiv, dar în trecut... Sure, it used to embarrass me when you'd pick me up from school as a kid. But I gotta say, at this point, I respect it. You really do pull it off. Your relationship with the netted shirt is probably your longest one. And it works. Și dacă tot veni vorba despre relații lungi și angajamente luate față de ceva sau cineva, despre Lenny Kravitz, se știe prea bine că nu prea-i place să stea mult într-un singur loc. Mai schimbă decorul, își dă seama că nu se prea potrivește ceva și fuge departe. Este un lup singuratic, dar dornic de iubire. Ei, și uite acum, are o stea pe Walk of Fame. Parcă i s-a aprins un beculeț și e pregătit să-și deschidă mintea și sufletul spre noi orizonturi. Right now I'm just open. Are you even looking? It's hard not to look. You know, when you desire something, you know, you're looking for it, right? But I find that when you don't look is when you find it. And I'm at a place where I've said this for several years. I'm ready, I'm ready, I'm ready.
I wasn't ready. I thought I was ready, right? But now are you but ready? I can say that I've never felt how I feel now. You can tell me how it really makes you feel, and I will promise you it'll be fine. Lenny Kravitz a trăit fiecare moment din viața lui după bunul îi plac. N-a ținut cont de reguli, de norme sociale, ci s-a ghidat mereu după sentiment și după modul în care lumea care îl înconjoară îl face să se simtă. Îi place în natură, departe de agitația orașului. Îi place singur și trage spre partea sălbatică a vieții. E mereu atent la nevoile pe care i le transmite corpul. E dependent de sport, are un regim de viață sănătos și nimeni și nimic nu-l poate abate de la stilul său. O să-și găsească Lenny Kravitz rapid dragoste, iubire adevărată? Eu cred că găsește pe cineva să-l iubească până la ultimul dolar. Hai să nu fie răutăcioși. Nu suntem răutăcioși, nu, suntem realiști. E un bărbat care arată foarte bine. Cum, mă? Na, te uiți la el, vorba aia, n-ai cum, sincer. N-ai cum, în fine, până la ultimul euro, rectific. Dar stai că nu știu dacă are euro, poate are dolar. În fine, domne, nu contează vârsta, nu contează când. Dacă vrei să-ți găsești dragostea, caut-o. Sau dacă nu, te găsește ea pe tine, cu siguranță. Te găsește, unde să te mai găsească. Hai să pentru moment, dragii noștri. Ediția Best of a ajuns la final. Vă dorim un weekend minunat. Toate cele bune, numai bine. Program disponibil pe primaplay.ro.